Scumpi prieteni și dragi ascultători, de la pupitrul emisiunii vă salutăm din toată inima și vă dorim în această zi de laudă și închinare să simțiți prezența lui Dumnezeu cu adevărat. Fiți binecuvântați! În această primă duminică din ultima lună de toamnă, amintim suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, care a ales să moară la crucea Golgotei, din dragoste pentru lumea păcătoasă. Iubirea lui Dumnezeu a fost cea care a acceptat crucea, condamnarea și moartea. Dar slavă Domnului că jertfa lui Hristos e valabilă și astăzi pentru orice persoană. În continuare, propunem să audiați cântarea corală Tatăl nostru, iar programul va continua cu un mesaj biblic tematic suferinței Domnului Iisus spre slava lui Dumnezeu, prezentat de fratele Pavel Lomachenko. Audiție plăcută! Tatăl nostru care ești în cerul, fie numele sfințit, scump frați și surori, vă salut cu pacea Domnului. Vreau ca să aveți multă pace, bucurie, lumină
în această zi și în tot timpul vieții de la Domnul Iisus Hristos, care a lăsat slava cerească, a trăit pe pământ, a suferit, a murit, dar a înviat, a fost înălțat la cer și stă acum la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. În această zi aș vrea ca să cugetăm la ce însemnătate are moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Cum ne descoperă Scriptura nouă tema aceasta? Noi observăm din Sfânta Scriptură că moartea Domnului Iisus Hristos, suferințele sale au fost prevestite în Vechiul Testament. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, deja se vorbește despre această lucrare a Domnului. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Citim alte profeții foarte frumoase. De exemplu, Isaia, capitolul 53. Se vorbește la fel despre suferința Domnului Iisus Hristos. Și acest om, Isaia, care a prevestit moartea și suferința Domnului Iisus Hristos, el vorbește ca și cum este un contemporan cu vremea Domnului Iisus Hristos. Atât de frumos descrie suferința Domnului Iisus Hristos. Tot despre suferința Domnului Iisus Hristos a prevestit și profetul Zaharia. Zaharia, capitolul 13, versetul 6, spune: și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste rând pe care le ai la mâini? El vă răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală-te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Și multe alte profeții vestesc sau prevestesc moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Este foarte frumos să observăm că această temă a fost una din temele principale a tuturor profeților. Asta a interesat foarte mult pe toți profeții și chiar pe îngeri. În 1 Petru, capitolul 1, versetul de la 10 spune așa: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Este un text foarte frumos care ne arată despre cât de mult profeții au vrut să cunoască, să vadă, și asta a fost tema care au cercetat-o foarte mult. Ținta cercetărilor lor stăruitoare a fost anume suferința și moartea Domnului Iisus Hristos. Și în această temă au vrut să pătrundă chiar și îngerii. Și interesant că despre această lucrare, despre suferința Domnului Iisus Hristos, despre moartea Domnului Iisus Hristos, Iisus Hristos spune următoarele sau face următoarea apreciere: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și versetul 28 spune: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Iată, vedem din acest verset că Iisus Hristos spune că El tocmai pentru ceasul acesta a venit. El a venit jos pe pământ ca să sufere, ca să moară, ca să fie răstignit. Și noi observăm că toți evangheliștii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, marea atenție a lor este, sau concentrarea mesajului lor este anume la suferința și moartea Domnului Iisus Hristos. Mai ales noi asta observăm în Evanghelia după Ioan, cum se descrie această săptămână a patimilor și a suferinților Domnului Iisus Hristos și cum Iisus Hristos moare. Și însă și Iisus Hristos, am citit la Marcu și am citit aici la Ioan, că spune El pentru aceasta a venit, pentru ceasul acesta, ca să moară, ca să sufere. Și întrebarea noastră este: care este semnificația sau de ce, ce înseamnă moartea Domnului Iisus Hristos? Dacă asta a fost atât de interesat sau cointeresat Vechiul Testament, profeții din Vechiul Testament,
Însă și Iisus Hristos proclamă și spune că El pentru aceasta a venit. Aceasta este scopul principal care a venit El jos pe pământ. El a făcut foarte multe lucrări Domnului Iisus Hristos când era pe pământ. El a vindecat, El a înviat morții, a făcut foarte multe minuni. În tot ceea ce a făcut El sau în venirea Lui pe pământ s-au împlinit foarte multe profeții, dar cel mai prioritar sau cel mai înalt scop pe care l-a avut Iisus Hristos în venirea sa pe pământ este suferința. Și ce scop sau ce însemnătate a avut sau are moartea și suferința Domnului Iisus Hristos? Tot aici la Ioan noi vedem un lucru foarte frumos, că Domnul Iisus Hristos a vrut să-L proslăvească pe Dumnezeu. În versetul 28 noi am citit așa: Tată, proslăvește numele Tău, și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi. Eu cred că asta este scopul numărul 1 a Domnului Iisus Hristos în moartea și în suferința Lui, în toată această lucrare care a săvârșit-o jos pe pământ. În primul și în primul rând, ca să fie proslăvit Dumnezeu Tatăl. Aceste cuvinte le putem observa și în rugăciunea sa de mare preot în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 1. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i le-ai dat Tu. Și mai departe în versetul 4 spune așa: Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o ca să o fac. Acest lucru îl spune Iisus Hristos în această rugăciune sau în momentul când era deja în această perioadă a suferinței și se apropia de momentul morții sale la Golgota, ca să proslăvească: Tată, Eu am proslăvit. Și se roagă în acest verset în Evanghelia după Ioan 12:28, Tată, proslăvește. Această dorință, acest scop l-a avut Iisus Hristos și asta s-a realizat prin suferința și prin moartea Domnului Iisus Hristos. Dar mai este încă ceva, poate la aceasta ne gândim mai mult, ce însemnătate a avut moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. La Evrei, capitolul 9, versetul 25 spune așa: Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Uitați-vă, Iisus Hristos, observăm în acest text, a dus această jertfă sau a avut această suferință și moarte pentru ca să șteargă păcatul. La sfârșitul vremilor s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și asta e tema care ne place nouă foarte mult, că Iisus Hristos a suferit, a murit, pentru ca păcatele noastre sau problema păcatului nostru să fie rezolvată, păcatul să fie șters. Și noi totdeauna tindem și dorim ca să fim totdeauna încurajați, mângâiați, că în Iisus Hristos noi avem iertare și de fiecare dată când ne apropiem, suntem siguri că vom primi iertarea sa sau ștergerea vinei, ștergerea păcatului. Este foarte frumos să cugetăm în Biblie la această temă, cum Dumnezeu oferă acest har sau iertarea păcatelor, dar asta este datorită suferințelor și morții Domnului Iisus Hristos. Am vrut doar să citesc o scurtă poezie care vorbește cât de mult omul tânjește, dorește și vrea ca să aibă această mângâiere din partea lui Dumnezeu, ca păcatul lui să fie șters. Doamne, ce-ar fi dacă îți vei aminti nelegiuirea mare a mea, în picioare cum aș sta? Cu încredere aștept făgăduința că ești drept, ca să fiu încurajat că am sufletul curat. O, cât de mare har, iertare-mi dai în dar, răscumpărare din belșug, ca în ceruri să ajung. Da, asta este ceea ce fiecare din noi, din oameni, căutăm și asta se realizează prin faptul că Domnul Iisus Hristos a suferit și a murit. Asta este o temă care noi mai mult cugetăm, vorbim, și aș vrea ca să vorbim și despre încă câteva momente, ce însemnătate sau care este semnificația morții și a suferințelor Domnului Iisus Hristos. Tot în Evrei, capitolul 9, versetul 28 spune așa: Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora,
se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Iată, vedem din acest verset că moartea și suferința Domnului Iisus Hristos are o semnificație nu numai de a șterge păcatul sau de a rezolva problema păcatului, dar Iisus Hristos a suferit, a murit pentru a pregăti totul pentru a doua lui venire pe pământ. Și a doua sa venire deja nu este în vederea păcatului, dar este ca să ne ridice pe noi la cer, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă, așa am citit în versetul 28. Este foarte frumos să cugetăm, să ne gândim la ceea că moartea și suferința Domnului Iisus Hristos, iată, cuprinde și acest aspect. Iisus Hristos va veni a doua oară și El a făcut totul pentru aceea ca să fie toate întrebările hotărâte, totul să fie rezolvat și a doua oară El va veni ca să ne aducă mântuirea. Suferința și moartea sa a însemnat ca să fie totul pregătit pentru această venire. Încă ceva, vedem foarte frumos și triumfal ce s-a întâmplat sau ce a însemnat moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Tot citim la Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Hristos a murit ca să nimicească lucrările diavolului, se poate dispus din aceste versete. Și într-adevăr, toate planurile, toate lucrările diavolului au fost zădărnicite prin această moarte și suferință a Domnului Iisus Hristos. Încă din momentul când s-a născut Iisus Hristos, cel rău a căutat cumva să nimicească, să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Și din punct de vedere omenesc, a fost ca și cum biruit Iisus Hristos, dar Iisus Hristos, prin moartea sa la Golgota, prin suferințele sale, tocmai a distrus lucrările diavolului, a zădărnicit toate planurile lui. Cât de minunat! Slavă lui Dumnezeu de lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a realizat-o prin moartea sa, prin suferințele lui. Încă ceva vreau să spun legat de moartea și suferința Domnului Iisus Hristos, ce înseamnă aceasta pentru noi. Citim la Efeseni, capitolul 2, versetul 18. În jos. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelie apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în tot acest capitol, în acest context, noi vedem că se vorbește la fel despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre jertfa de la Golgota. Versetul 13 spune așa: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Iată, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin moartea și prin suferința lui, noi avem această intrare slobodă în cer. Spate de spus că prin moartea și suferința Domnului Iisus Hristos ne s-a deschis cerul. Iată ce a însemnat sau ce înseamnă moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Și fiecare din noi, fie evreu, fie dintre neamuri, noi avem acces la Dumnezeu Tatăl. Noi nu suntem nici oaspeți, nici străini, ci suntem una cu toți sfinții, una cu toți oamenii care sunt în împărăția lui Dumnezeu, care sunt în ceruri. Cât de minunat, cât de încurajator este acest lucru pentru noi. Și asta este datorită morții și suferinței Domnului Iisus Hristos. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Slavă lui Dumnezeu de lucrarea Domnului Iisus Hristos. De ceea ce a realizat El prin moartea și suferința, prin această cea mai importantă lucrare care s-a vărjut-o aici pe pământ. Așadar, cât de plină și cât de multe semnificații are moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl a fost proslăvit. A fost rezolvată problema păcatului. A fost distruse și nemicite lucrările diavolului. Ne s-a deschis cerul și noi avem acces la Dumnezeu Tatăl. Noi suntem una cu sfinții, cetățeni, cu oamenii din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie proslăvit, Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că
a realizat această măreață lucrare prin moartea și suferința Domnului Iisus Hristos. Amin. La început de ieră, lângă altar și lege, ofranda din iubire când săvârși pedeapsa, ca o lumină în noapte, în cea mai grea durere, un sol venea să spună, s-a rupt catapeteasmă. Se zguduise noaptea lovindu-se de stâncă, ecoul lepădării încă și azi mai doare, și undeva afară, sub amintiri și vise, un sol venea la Petru să-i spună de iertare. Ce lege e asta oare, întipărită altfel, cu sângele iubirii înrăurind calvarul? Și așteptând lumina în ziua învierii, un sol venea să spună, acesta este harul. S-a rupt catapeteasma de datin și de lege, priviți, un sol mai strigă și astăzi cu putere. Străinilor din noapte, nu refuzați chemarea. Hristos este acela ce dăruie înviere. Nu mai există lege să te mai țină în frâne, căci harul pentru tine a săvârșit pedeapsa. Ridică-te din moarte și adu-i mulțumire. Hristos e învierea. S-a rupt catapeteasma.
și mi se teamă că și-o vei apărea. O de putere când am durere ca să mă pot lupta. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vin. Aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vin. Mai n-ai păcate, nu e curată, ce poate dacă fi. Ceața dispare, ceața din pat am tresărit. Mă scol în grabă, privesc afară, se vede dacă ai venit. Sfântul tău sânge și acum curge, el poate mă spăla. De orice vine, de orice tine, numai tu poți ierta. Și aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vin. Mai neplecate, nu e curată, ce fac eu dacă vin? Ca urși care în așteptare, de-acum eu stau mereu. Viața mea toată îmi-e predată, de-acum eu sunt. Sfântul tău sânge și acum curge, el poate mă spăla. De orice vine, de orice tine, numai tu poți ierta. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vin. Mai n-ai curată, nu e pădată, de-acum poți să vin. Scumpi ascultători, Dumnezeu să fie slăvit pentru harul său nemărginit și pentru dragostea sa minunată. Am fost îndemnați prin mesajul ultimei cântări să așteptăm venirea Domnului. În cartea Apocalipsa, însuși Domnul spune: și iată, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. În clipele ce urmează, propunem spre audiția dumneavoastră programul copiilor spre gloria lui Dumnezeu. Haideți împreună cu copilașii să lăudăm și noi lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Toate lucrurile bune se încep cu rugăciune. Numai El ne-a dat tărie să lucrăm cu bucurie. Deci la bine și la rău roagă-te lui Dumnezeu. Rugăciunea ne învață să alegem calea dreaptă. Să fugim de fapte rele, de dureri și chinuri grele. Deci, la bine și la rău, roagă-te lui Dumnezeu. Amin. Copil ai fost și tu, Iisus. Thank you.
Spre acela ce tânjește în durerea sa, Domnul nostru se grăbește ajutor să-i dea. Către cine-i în tristețe, către cel mâhnit, către ei, plin de blândețe, Domnul e grăbit. Unde lacrima se varsă, vine în ajutor cu puterea să cerească bunul salvator. El același va rămâne, blând, mângâitor. Cine cheamă, el îi vine iute în ajutor. Cine-i trist, cine tânjește, cine-i suferind, către voi Iisus grăbește, credeți așteptând. În slujba ta mi-o pun. Eu te rog să mă primești, prin Iisus să mă sfințești și prin Duhul să mă crești. Fiu al tău cum tu Dragi ascultători, în clipele ce urmează, vă propunem să audiați predica fratelui Andrei Dron, intitulată Voi sunteți lumina lumii. Dumnezeu să ne ajute ca acest statut pe care ne-l oferă Hristos să-l ducem până la capăt cu frică și credincioșie, așteptând venirea Domnului. Nu e ușor să fii lumină când în jur întunericul te înconjoară și încearcă cu orice preț să-ți stingă credința. Dar cel ce va birui, va primi cununa vieții. Aceasta este promisiunea Domnului Iisus și este veridică. Dumnezeu să ne ajute ca din mesajul fratelui să luăm gândurile bune și să le aplicăm în viața noastră. Frați și surori, mă bucur mult ca să fiu într-această dimineață împreună cu voi, cu ascultătorii noștri care așteaptă cu nerăbdare cuvântul Domnului care e vestit prin această emisiune și vreau să mă împărtășesc cu un cuvânt care m-a încurajat pe mine mult și aș dori ca și pentru dumneavoastră să fie o încurajare și anume cuvântul care vreau să-l citesc stă scris la Matei capitolul 5 versetul 14 până la 16. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte
nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Am menționat din acest text câteva puncte, dar mai întâi aș vrea să spun că cineva, analizând cuvântul lui Dumnezeu, a spus că voi sunteți lumina lumii. Aceasta este fraza care ne face nouă creștinilor un compliment sau cel mai mare compliment care este scris în Biblie și cea mai bună încurajare care o poate primi un creștin. O vedem cuprins în acest verset și primul punct la care vreau să mă opresc este lumina în noi. În versetul 14 spune: voi sunteți lumina lumii. Frați și surori, dragi ascultători, ce și cum ne vedem noi, ce și cum ne închipuim noi, suntem noi lumină sau nu suntem lumină, asta sunt părerile noastre, asta sunt păreri care le-am auzit poate de undeva, le-a spus cineva că fratele sau sora sau creștinii ăștia sunt lumină, dar creștinii ceilalți nu chiar luminează bine. Asta este deducțiile noastre, dar vedem că Iisus ne spune nouă la toți creștini: voi sunteți lumină. Lumina este o mărturie, lumina este o orientare, o avertizare. În viața noastră, noi suntem o mărturie. Noi suntem o mărturie vie, noi suntem o orientare către Hristos, noi suntem o orientare oamenii când ajung într-o problemă sau nu știu încotro să meargă, ei privesc la noi, ei vin la noi. Multe ori spun că nu mai știu ce să fac, poate să încerc să mă adresez la Dumnezeu. Noi suntem cei care luminăm după Hristos în zilele noastre. Lumina se folosește ca o avertizare, de exemplu, farul de pe malul mării. El este ca o avertizare că aici deja este primejdie. Noi, cei care suntem lumină, avem această datorie ca să fim o avertizare. La Ioan, capitolul 8, versetul 12, Iisus spune: eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va îmbla niciodată în întuneric. Iisus este lumina. Însă datoria noastră este de a reflecta această lumină cu viața noastră, prin viața noastră, cu traiul nostru, la studii, la lucru, în familia noastră. Noi avem aceeași funcție sau avem aceeași predestinare cum are luna pe cer, de a reflecta lumina soarelui. Noi trebuie să reflectăm lumina Domnul nostru Iisus Hristos. Lumina risipește întunericul. La 2 Samuel, capitolul 22, cu versetul 29, spune: da, Tu ești lumina mea, Doamne. Domnul luminează întunericul meu. David a văzut că lumina este la Domnul și când ajunge el în întuneric sau chiar întunericul dinăuntru lui, este luminat de Dumnezeu. Noi suntem lumina lumii. Câte vreme noi nu cunoșteam pe Dumnezeu, nu cunoșteam pe Fiul lui, jertfa lui, noi eram în întuneric. Dar când citim Biblia și observăm că avem nevoie de corectare și pocăință, noi deja suntem lumină, deja Dumnezeu, lumina lui, a reflectat-o în inima noastră, deja inima noastră vede că are nevoie de schimbare. Și orice lumină, știm că are un resurs, este consumabilă, dar întrebarea care vreau să o pun este: unde luminăm noi? Unde folosim noi această lumină? Unde lăsăm noi ca aceste rezerve de lumină care ne le-a dat Domnul nostru, viața noastră, unde le folosim noi și unde luminăm noi? Că lumina pe Domnul Iisus l-a costat scump. La Ioan 3:16 spune că a dat pe singurul său fiu.
Acesta este un preț foarte mare pentru lumina care ne-a fost dată nouă și noi nu avem dreptul acesta să o risipim sau să luminăm ceva care nu este de folos. Noi trebuie să luminăm la cei care au nevoie de această lumină. Alt punct la care vreau să medităm un pic este lumina în casa noastră. Versetul 15 spune: și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Noi suntem o lumină în casele noastre. La Luca capitolul 8, versetul 39 spune: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Frați și surori, noi suntem lumină în casa noastră și noi trebuie să simțim aceasta ca o datorie, ca o metodă de a lumina în casa noastră, să vorbim copiilor noștri, să vorbim celor din jurul nostru care sunt la noi în casă, părinților, fraților, surorilor, să vorbim cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Când începem a lumina celor ce erau deprinși cu întunericul, lumina noastră nu le este comodă. Ei nu se simt comod și atunci caută și ei ceva, o ieșire din situație, dar mă bucur foarte mult când această incomoditate îi împinge, îi provoacă la ceea ca ei să cunoască lumina. După ce Iisus te-a făcut pe tine, m-a făcut pe mine lumină, noi avem doar o misiune, o datorie, să luminăm în casa noastră. Lumina aici spune că nu se pune sub obroc. Obrocul se spune că era un vas de lemn care îl foloseau oamenii de a măsura ceva, dar dacă îl puneau sub obroc și îl ascundeau să nu lumineze, atunci erau probleme care putea să fie un incendiu, ceva, dar spune că o pune în sfeșnic pe masă lumina. Tot ce se cere de la noi este ca lumina vieții noastre să fie la văzul tuturor și să fim o adevărată lumină în familia noastră. Alt punct la care m-am oprit și am meditat un pic este lumina în afara casei, care este descris în versetul 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În zilele noastre, creștinii văd lumina în afara casei scăzând. Creștinii văd că lumina care a lăsat-o Dumnezeu e din ce în ce este mai mică, iar învățații spun că este un progres social, oamenii nu vin niciodată deja cu provocări creștine sau cum era ceva timp în urmă. Un exemplu care este foarte bun pentru noi spune că s-a oprit o mașină la marginea drumului în România și deodată au venit cineva în jurul mașinii și stăpânul coboară și se uite, era o mulțime de țigani și începe deodată să strige la ei, să-i ocărască, să-i fugărească din jurul mașinii, să-i dea într-o parte, dar ei spun: domnule, noi deja nu mai furăm nimic, noi deja suntem țigani pocăiți. Frați și surori, aceasta este lumina în afara casei. Noi deja nu mai suntem cei care eram pentru societate, noi deja suntem oameni pocăiți. Lumina, să analizăm puțin, nu are nimic de la ceea că ea luminează. Lumina nu are nimic de la sine, e doar emană căldură. Doar alții au lumină, doar alții au căldură și alții venituri de la ele. Noi suntem Biblia care se citește. Mulți oameni nu vor mai citi niciodată Biblia care este scrisă, Biblia care o citim noi. Ei vor citi doar viața noastră. De exemplu, poate unii vecini, poate unii bătrânei sau niște cunoștinți care ne cunosc pe noi mai îndeaproape, ei
dacă vor vedea în noi un întuneric, ei niciodată nu vor mai dori să citească această Biblie. Noi suntem Biblia scrisă pentru mulți oameni. Un exemplu ne este scris la Faptele Apostolilor, capitolul 9, când lui Petru i-au adus hainele tabitei și au spus, fă ceva, vrem să mai vedem această lumină cu noi, fă ceva, întoarce-o, învie-o, fă ceva cu tabita, noi avem nevoie de ea, avem nevoie de această lumină, ea pentru noi a fost un om cu lumină, ea pentru noi a fost o Biblie scrisă în inima noastră, în viețile noastre. Și, frați și surori, aș vrea ca să fac o totalizare ce se cere de la noi și aș vrea să spun că pentru ca să lumineze lumina în noi, noi trebuie să ștergem oglinda. Noi suntem ca o oglindă care reflectăm această lumină a lui Hristos și de la noi se mai cere să punem lumina pe masă și să luminăm celor din casă și în al treilea punct, trebuie să mergem luminând la oameni. Trebuie să aducem oamenii spre această lumină, să le luminăm așa ca ei să vadă cine este Dumnezeu. La versetul 16 spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Asta este punctul principal, că lumina care o facem noi, care o emanăm noi, celor din jur, trebuie să fie într-atât de puternică ca oamenii care nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus să-L cunoască și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi până acum, dar timpul se scurge grăbit. Suntem la finele programului duminical de astăzi și urmează să lansăm ultima cântare în emisie, Crucea-i ascultarea Domnului Iisus. Crucea este un motiv în creația creștină și descrie simbolul central al lucrării lui Hristos. Crucea scoate în evidență lupta creștinului în încercarea de a-L urma pe Mântuitorul Său, cu toate suferințele ce această chemare le implică.
crucea este îndemnul de a rămâne cu mintea și inima îndreptată spre momentul revederii sale glorioase. Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă crucea lui Iisus. Vă reamintim, așa cum am menționat în mesajele anterioare postate pe Viber, că în această seară, de la orele 17 până la 22, veți avea posibilitatea să vă expuneți părerile, opiniile, să oferiți sugestii sau propuneri în scris prin chatul deschis pe Viber al comunității Lumina Speranței. Așteptăm cu drag să luați parte la discuție, căci părerile dumneavoastră contează pentru noi. Fiți binecuvântați până la o nouă întâlnire! Crucea e ascultarea Domnului Iisus, cea mai scumpă jertfă care s-a dus. Darul cel mai mare, prețul netrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a dus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea e iubirea Domnului Iisus, nu-i cuvânt să înalțe dragostea mai sus. Nu-i nimic să arate atât de strălucit dragostea cu care Tatăl mi-a iubit. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a dus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea-i biruința Domnului Iisus, El a învins când singur morții s-au supus. A zdrobit vrăjmașul când s-a umilit, preamărit e mielul, fiindcă s-a jertvit. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a dus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea este slava Domnului Iisus, prin ea și-a înălțat El numele mai sus. Rănile lui sfinte veșnic vor purta, mântuirea noastră și mărirea sa. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a dus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus.